Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Bine faci, bine găsești. Fiecare acțiune de-a noastră are și o urmare. Conștientizând felul în care funcționează Universul, noi putem trăi cu grație și ușurință aici, pe Pământ. Culegem ceea ce semănăm, altfel spus. Astăzi, un nou suflet frumos ne calcă pragul. Este vorba despre Oana Ștefan, terapeut și formator holistic, care ne va vorbi despre karma personală și karma de neam. Și îți spun, draga mea, bine ai venit aici, la Dincolo de ceea ce știm. Îți mulțumesc, dragă Oana. Îți mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc ție și echipei din spatele acestei întâlniri. Și bine v-am găsit. Bine te-am găsit. Să știi că mi-am dorit foarte mult să vii astăzi aici. O să vorbim despre un subiect cu totul interesant. Asta pentru că subiectul acesta legat de karmă interesează, cred eu, pe toată lumea, pentru că tot am auzit în stânga și în dreapta că se vorbește despre această karmă, și în special atunci când oamenii întâmpină ceva dificultăți. Dar înainte să ne explici ce înseamnă și ce presupune de fapt această karmă, aș vrea să ne spui 2-3 lucruri de tine. Și pentru că te-am documentat, pentru că tu ai un site trezireainterioară.com și o pagină de Facebook cu același nume, ai spus la un moment dat așa: a fi spiritual înseamnă să fii divin și uman deopotrivă. Și dacă ar fi să concluzionez într-o singură frază ce m-a condus unde sunt, asta spui tu, aș spune că dorința și curajul omului de a căuta se naște din pasiunea sufletului de a experimenta. Deci iată că experiențele de multe ori ne conduc înspre ceea ce suntem. Așa este. Și da, sunt de acord cu tine că acest subiect, karma, este un subiect destul de prezent, mai ales în această perioadă. De ce? Pentru că se dorește foarte mult vindecarea și eliberarea. Pentru că, în cele din urmă, karma este ceva care ne pironește, ne ține într-un loc, ne ține legați. O să intrăm în detalii în cele ce urmează. Câteva lucruri despre mine. Eu am crescut în Banat, într-o comunitate de oameni extraordinar de frumoasă. Am crescut cu ei într-un mod sănătos și armonios. Apoi am plecat de acasă, am urmat cursurile facultății de drept. Sunt justițiar așa de felul meu. Ia uite. Am vrut să aduc justiția la un alt nivel, dar n-am reușit pentru că n-am avut suficientă putere să rămân acolo, căci am crezut că nu poți să reușești într-un sistem legislativ în care există foarte multe portițe și foarte multe ieșiri și intrări. Și am zis, eu nu am putere pentru așa ceva, fiind și o fire mai impulsivă. Am zis, mai bine îmi văd de drum. Și mi-am văzut de drum și întrebarea care m-a ghidat a fost întotdeauna: ce îmi place să fac? Ce mi-aduce bucurie? De fiecare dată răspunsul la întrebare era să fiu alături de ceilalți, să fac ceva pentru noi toți, da? Și atunci găseam de fiecare dată un loc, un job, unde să-mi aduc contribuția, astfel încât să aduc un zâmbet pe buze, să aduc o creștere personală sau profesională sau la ce m-am priceput eu mai bine. Bineînțeles că am avut totuși o constantă, și anume această căutare de sine, care s-a dus dincolo de ceea ce știm. Pentru că se vedea, da? Deci se vede. Ceea ce știm, știm. Ok, dar mai este ceva. Și este mult din acest ceva. Ceea ce știm este vârful unui iceberg și ceea ce nu știm este ceea ce se află în apă. Așa este, mie mai îmi place să spun, dincolo de ceea ce știm este ceea ce simțim. Minunat. Pentru că de multe ori simțim și nu știm sau știm de fapt undeva, cum ai spus și tu, dar nu ne dăm seama, poate că nu suntem într-o stare de conștiență. Da, și tocmai de aceea eu m-am ghidat după acest eu simt. Ce simt eu în interiorul meu? Și
am urmat ceea ce am simțit. Așa că de la 16 ani am studiat, am citit foarte mult, parapsihologie, metafizică, ezoteric, tot ce spiritual, tot ce s-a putut, tot ce a venit către mine și am simțit că este pentru mine. Și apoi, la un moment dat, acum 8 ani, am zis că am simțit. Am simțit că este momentul să împărtășesc și într-un cadru formal ceea ce am acumulat. Prin experiență proprie, pentru că nu m-am dat în lături de la experimenta, prin studiu, prin exerciții și, bineînțeles, tot ce am mai reușit eu să mai acumulez și de la oamenii remarcanți, fascinanți pe care am întâlnit pe parcursul vieții și am avut șansa să întâlnesc câțiva. Apoi m-am apucat de treabă și este acum ceea ce se cheamă trezirea interioară. Ai o carte? Am scos și o carte între timp, cu poezii și picturi care sunt descărcate de la un nivel. Nu m-am gândit niciodată că o să o public. Uh-huh. Nu m-am gândit niciodată că o să dau în felul acesta mai departe, dar am primit mesajul anul acesta, la începutul anului, că este momentul să o pun într-o carte și să o dau mai departe. Se numește Amintiri divine și trăiri umane și lasă-mă să văd, că îmi fac asta cu fiecare carte pe care îți o iau. Mulțumesc. Să văd unde se deschide cartea. Da. Pentru că știi tu că da. Poate să fie un mesaj. Îmi dai voie să citesc o poezie? Da, sigur. Îți mulțumesc. Da? Uh-huh. Se numește Lumea nouă. Wow! Ce frumos! Ok! Ia sufletul pe-a ta aripă și luminează-l pentru o clipă, atât cât să-mi amintesc cum să-mi fac cuib îngeresc. Ia-mi visul preț de o clipire, aprinde-mi-l în nemurire, apoi adu-mi-l înapoi cu amintirea celor noi. În lumea asta toată în tine, aprinde-i torța, fă-o vie, apoi adu-o înapoi cu amintirea lumii noi. Aprinde-ți torța, măi române, și las-o să străluce în lume ca omul care a coborât să lumineze pe pământ. Ce frumos! Nici nu se putea să... Da, mai, să mi s-a ridicat zilea pe mine. Da. Da, deschid exact... avem un mesaj exact pentru fiecare dintre oameni. Cred că este potrivit, deoarece am observat că te-ai adresat fiecărui român. Da. În parte. Da, această carte este formată din anumite trăiri pe care le-am avut, fie într-un nivel de conștiință înalt, fie într-un nivel de conștiință pur uman. Dar, vezi, ea aduce și, de fapt, întărește ceea ce ai văzut pe site-ul meu, și anume faptul că a fi spiritual înseamnă a fi uman și divin deopotrivă. Nu poți să le separi pe cele două, pentru că cele două coexistă. Nu poți să excluzi ceva, pentru că totul trebuie inclus. Așa atingem armonia, când totul este inclus și apoi totul este într-o congruență, într-o aliniere desăvârșită. Și este un fel de a fi. Nu este neapărat ceva, nu știu, în exteriorul nostru la care vrem să ajungem, să fim spiritual. Noi putem să fim numai prin simplu fapt că suntem. Exact, și nu? Suntem deja. Și suntem deja. Și suntem deja. Vezi, este foarte bine că există această căutare și eu personal am avut-o. Recunosc că nu atât de acerb în exterior, cât mai mult în interiorul meu, dar îl căutăm pe Dumnezeu. Păi unde este Dumnezeu? Este în noi. De ce îl căutăm atât? Și asta este o capcană, o capcană a căilor spirituale, da? Aceasta de a-l căuta, a căuta, inclusiv căutarea poate să te ducă pe o direcție. Am eu aici o metaforă care îmi place foarte mult. Știi, urci treptele unei scări și ajungi la un moment dat, din punct de vedere, să zicem, evoluționist, dar și metaforic. Și ajungi la un moment dat sus. Și când ajungi sus, îți dai seama că ai aripi și, de fapt, tu puteai zbura până acolo. Dar dacă nu pășeai fiecare treaptă și dacă nu urcai această scară, nu ajungeai să-ți dai seama că ai aripi și că poți zbura. E paradox. Știi, îmi plac foarte mult paradoxurile, că îți opresc mintea în loc și atunci adevărul poate să strălucească. Draga mea, Oana, cum ai ajuns să înțelegi
ceea ce este karma. Și te întreb pentru că, așa cum ai spus și tu, face parte din acel proces, poate de vindecare. Și aș vrea să îmi dai voie, nu știu dacă mi-am notat, nu mi-am notat, uite, mi-a scăpat asta, am să te rog pe tine să-mi spui, pentru că ai, prin faptul că lucrezi, tu de fapt conduci omul către el, către sursă, la acea matrice divină. Asta da. Voiam să spun. Da. Mi se pare foarte interesant, cum ai spus tu, reconectarea la sursă, restabilirea matricei divine. Uh-huh. Mi se pare, nu știu, că e atât de evident, nu știu, pentru mine, dar aș vrea să explici și pentru ceilalți, ca să înțeleagă ce ai vrut să spui, de fapt, prin acest program sau acest proces pe care tu îl susții. Da. Ideea este că cred că tot acest proces de vindecare pe care fiecare terapeut îl oferă, și nu numai terapeuții holistici, și terapeuții clasici, da? Cred că toate aceste forme de terapie au ca și scop final reîntoarcerea la sine, respectiv reîntoarcerea la sursă. Unii terapeuți sunt conștienți că asta fac, alții poate nu, dar așa simt eu că în cele din urmă, de fapt, despre asta este vorba. Cum fac eu lucrul acesta? O fac prin două mari direcții. Unul, terapie 1-1, și aici accesez copilul interior, respectiv traume din copilărie. Apoi accesez arborele genealogic și mă duc pe strămoși să văd ce s-a întâmplat, ce care omul în spate, și mai este karma personală sau dizarmonia interioară a persoanei cu care mă întâlnesc, care cândva în viața aceasta sau în altă viață a preluat ceva sau a creat, a generat această dizarmonie care se manifestă acum în viața sa. Asta este calea de terapie 1-1. Și mai am o cale care este cea de formator, adică ofer niște workshop-uri, câteva workshop-uri și respectiv cursuri. Două sunt creația mea, a sufletului meu, de fapt, prin mine, a divinului prin mine, și restul sunt... Unul este preluat și amestecat, combinat, pentru că mie îmi place foarte mult să eficientizez totul. Am lucrat în corporate și m-a ajutat foarte mult tot ce am luat de acolo. Și atunci, în această eficientizare, mi-aduc inevitabil contribuția. Și altele sunt preluate pentru că sunt create de cineva și sunt date mai departe, tocmai ca să fie date mai departe. Ei, prin tot acest complex de întâlniri cu oamenii, da? Tot acest complex de povestiri, de cursuri, de terapii, scopul meu final este, de fapt, trezirea interioară, care duce în cele din urmă la reîntoarcerea la sursă. Avem o matrice divină perfectă din care am fost creați sau cu care am fost creați și există încă în structurile noastre, undeva în corpurile subtile. Doar că pe parcurs în corpurile noastre s-au schimbat anumite lucruri în ele, în structuri. Și atunci vedem ce s-a schimbat, dacă este cazul să intervenim sau nu, că uneori poate nu este cazul și poate că face parte din plan pentru ca, nu știu, poate matricea să se îmbogățească. Iar dacă trebuie umblat, umblăm și readucem totul în armonie. Și atunci, la un moment dat, omul nou, omul luminos, un alt fel de om va apărea pe pământ. Suntem mulți care lucrăm la asta, nu sunt eu singura. Sunt mulți, să zicem, lucrători. Li se zice lucrători în lumină, li se zice în multe feluri, dar cum bine știm și acestea sunt tot etichete. Sunt suflete care au ales să participe în mod activ și targetat fix pe aspectul ăsta. Cam despre asta este vorba în linii mari. Bun. Și acum, dacă ne referim la karma, să vorbim un pic punctual și detaliat totodată,
Ce presupune această karmă și cum ne influențează viața? Karma, să începem cu karma fiecăruia dintre noi, adică karma personală, și apoi să vorbim și despre karma de neam. Da. Această problemă poate fi privită din mai multe puncte de vedere, inclusiv din punct de vedere genetic. Pentru că, de fapt, în genele noastre, în ADN-ul nostru, noi purtăm informația. Este informația pe care o purtăm în ADN-ul biologic și informația pe care o purtăm în ADN-ul spiritual, adică în cei 90%, care deocamdată este considerat junk. De fapt, acela este suportul pentru o informație uriașă, pentru o informație spirituală uriașă despre cine și ce suntem noi cu adevărat. Și aici chiar am un workshop care se cheamă Activarea ADN-ului spiritual. Să știi că înainte să începem emisiunea, m-am uitat odată pe site-ul tău, de fapt, și chiar asta m-a atras, acest titlu. Mi s-a părut foarte interesant și știm că ADN-ul, hai să zicem din punct de vedere spiritual, da? Poate fi modificat. Și e foarte interesant că poți să abordezi această temă. Acesta este darul meu pe care l-am primit în mod direct într-o întâlnire cu supraconștiința sau într-o călătorie în supraconștiința mea. Efectiv, mi s-a dat această energie care este un pachet informațional ce se descarcă prin mine, nu eu fac, se face prin mine, da? Chiar îmi place... Am găsit la un moment dat un text care zice: nu eu, Hristos prin mine. Ce frumos! Și acum, pentru că sunt curioasă, aș vrea să te întreb măcar așa un pic, să ne spui și nouă ce presupune asta? Cum am putea să ne schimbăm ADN-ul din punct de vedere spiritual? Asta pentru că știm că acolo se află tot ce e în spatele nostru, da. Și vorbim despre strămoși, despre, nu știu, tipare și așa mai departe. Da. Cum putem să schimbăm așa cum vezi tu și cum se descarcă prin tine? Păi, avem, cum spuneam, și din punct de vedere karmic, avem în ADN-ul nostru multă informație. Avem, pe de-o parte, informația strămoșească și dacă nu credem că putem avea mai multe vieți, putem să luăm această parte, da, strămoșească. Ok, nu avem mai multe vieți, dar cândva cineva înaintea ta ceva disonant, disarmonic a făcut, a creat și a lăsat în ADN moștenire, da? Deci avem pe de parte această zestre strămoșească și mai avem și zestrea personală, pe care dacă noi acceptăm că avem și alte vieți, iată, o avem din alte acele vieți, dar chiar și din viața asta. Sunt multe feluri prin care noi putem să accesăm. Că avem, imaginează-ți că am fost în vieța anterioară multe. Am practicat multe lucruri. Poate am practicat o formă foarte înaltă de spiritualitate. Ea este acolo, noi. O avem, putem avea acces la ea, este în ADN-ul nostru. Și multe altele, da? Deci există niște informații pe care noi le-am accesat, dar mai sunt și altele în stare latentă pe care noi le putem accesa. Și le putem accesa prin diferite practici, prin orice, prin Qigong, prin Tai Chi, prin... toate formele acestea de meditație și de lucru terapeutic, da? Nu este doar o cale pentru a ajunge acolo. Toate drumurile duc la Roma. Așa este, da? Depinde de rezonanța pe care este foarte important ca fiecare om să-și găsească calea sa, calea cu care rezonează. Și atunci eu am pus la dispoziție acest workshop care cuprinde o parte teoretică, deci cunoaștere, înțelegere prin practică aplicată și la sfârșit se transmite această energie. E ca și cum ai aprinde un bec într-o cameră, da? Nu vedem, dar energia aia, becul ăla se aprinde și noi începem să vedem. Ceva de genul acesta se întâmplă în cazul activării ADN-ului. Se descarcă o energie care
accelerează, reprezintă scânteia. Mm-hmm. Știi, când ai cheie la motor, da? Aia este scânteia care aprinde și face ca mașina să funcționeze. Și acum depinde ce avem noi în dotare. Avem un Ferrari, avem un Aro, avem un Trabant, avem un... Dar acea mașină că capătă... Nu mai dăm nume, că n-avem voie acum. A. Așa. Ok. Am zis mai multe. Da, am zis mai multe, da? Și atunci depinde ce are fiecare în dotare, folosește la cel mai înalt potențial ceea ce are în dotare. Am întâlnit cazuri când oamenii au evoluat brusc, deci într-o lună de zile și-au găsit calea. Am întâlnit cazuri în care le-a mai trebuit niște luni, niște ani, poate 2-3 ani, 4. Unii sunt încă în căutări și sunt pe cale, dar tot a declanșat accelerarea procesului de evoluție. Știți, volens, nolens, noi tot vom evolua. Vrem, tot evoluăm, da? Numai că putem să alegem să evoluăm cu un târnăcop sau putem cu un plug sau putem cu un tractor. Sau putem cu, eu mai știu ce alte mașini speciale au mai apărut și tehnologie. Și atunci eu am venit cu un instrument. N-aș ști unde să-l poziționez și să-l clasific, dar este un instrument care ajută un pic mai mult. Și primul pas, mă gândesc, înspre această evoluție, Ar fi acela să vrei, să-ți dorești și să conștientizezi că poți să faci asta, că poți să evoluezi, că poți, așa cum ne dorim să avem mai mulți bani, așa cum ne dorim să avem o casă mai mare, așa cum ne dorim să avem prieteni mai mulți, la fel putem să ne dorim să avem și o cunoaștere și o înțelegere mai mare asupra noastră înșine, în primul rând. Că dacă noi ne cunoaștem și ne înțelegem pe noi, atunci acest lucru îl putem extrapola la lumea din jurul nostru. Și automat avem relații diferite. Ne atragem abundența cu mai multă ușurință. Nu zic că este unica cale pe care putem să mergem, că sunt oameni care sunt abundenți per se, orică așa s-au născut, orică au muncit în alte vieți, orică depinde, da? Dar, din păcate, majoritatea unor se luptă sunt în modul de supraviețuire. Și atunci este important să vrei. Să vrei și să cauți. Și apropo de asta, cu cât devii mai conștient de starea ta de prezență, mă gândesc, atunci poți să fii conștient și de această karmă pe care o porți cu tine. Și acum am să te rog pe tine să-mi spui ce e de fapt această karmă. Exact. În momentul în care încep să vrei și să conștientizezi, încep să-ți dai seama că sunt anumite lucruri care nu funcționează, care nu funcționează poate așa cum îți dorești sau poate că nu funcționează așa cum, să zicem, ar fi un cadru normal. Iar karma ce înseamnă? Înseamnă cel puțin două lucruri. Înseamnă legea cauzei și a efectului, respectiv ceea ce semănăm aceea culegem. Și mai este legea echilibrului. Adică, odată ce printr-o cauză ai generat un efect disarmonios, sufletul ca parte din divin sau ca sămânță divină caută să restabilească armonia. Adică să ajungă la echilibru. Și se întâmplă în mod firesc? Adică, cum este această cauză, această lege, am vrut să spun, cauză-efect? Adică ea se întâmplă oricum, nu... Ea se întâmplă oricum. În momentul în care eu am semănat porumb, voi culege porumb, nu voi culege trandafiri. Da? Dacă am semănat buruieni, nu pot să mă aștept să culeg flori. Voi culege buruieni. Problema care este? Problema este că... efectele apar într-o oarecare perioadă de timp. Am să fac aici o paranteză și o să spun că în această perioadă de timp ele apar mai repede și ne cam dăm seama dacă suntem un pic prezenți și conștienți că ne-a ajuns karma din urmă. Acum, da? În perioada asta... În perioada asta de câțiva ani, de după 2012 încoace. Dar înainte,
se putea genera un efect de karmă pe perioada unor generații întregi și unui număr de vieți destul de mare. Da? Adică să explicăm puțin aici ce a făcut, să zicem, bunicul meu, pot să simt eu, nu? Da, ce a făcut bunicul? Adică să spunem că bunicul s-a certat cu cineva pentru un pământ și s-a ajuns la o nedreptate, da? Ei, acea nedreptate a rămas ca o amprentă energetică, energo-informațională, să zicem, în câmpurile, în aura bunicului. Și el, normal că a dat-o mai departe, dacă nu avea încă copii, a dat-o prin câmpul lui, pentru că noi suntem conectați prin fire invizibile. Nu doar noi cu familia noastră, ci noi cu toată lumea și cu tot ceea ce există suntem conectați. Și evident că ceea ce facem altuia, de fapt, ne facem tot nouă. Dar bunicul a generat acest lucru și se transmite fie prin câmpuri, fie în momentul concepției când are copii. Da? Și această dizarmonie, această amprentă energo-informațională rămâne vie în structurile fiecărui urmaș. Până când cineva o vede și zice, hei, dar stai așa puțin, că eu m-am săturat să tot mi se repete tiparul ăsta sau m-am săturat să tot îmi meargă rău, m-am săturat să tot încerc să fac lucruri și să nu-mi iasă. Hai să vedem despre ce este vorba, ce este aici, că ceva nu este ok, că eu simt că vreau și pot, dar ceva parcă mă blochează. Și atunci putem să descoperim că, uite, de acolo, de la bunicul, ceva s-a întâmplat. Și asta putem să spunem că este karmă de neam? Să spunem că este karmă de neam, da. Este o karmă de neam care se transmite din generație în generație. De aceea este foarte important ca tot ceea ce facem să facem conștienți, să facem prezenți și dacă cumva greșim cu ceva să ne îndreptăm greșeala. Pentru că ea rămâne greșeală. Totul este o experiență. Aș vrea să se înțeleagă foarte bine. Eu zic așa, dacă Dumnezeu permite să existe ceva, cine sunt eu să judec? Totul are un sens. Și cel mai probabil sensul acestei karme, ca să zic așa, este experiența și cunoașterea prin experiență. Cum am putea să știm ce este focul dacă noi nu ne ducem și punem mâna? Ne-am ars? Ne-am ars. Am creat astfel o rană, să-i zicem. Da. Avem niște emoții care se întâmplă în interiorul nostru. Da. Deci am creat într-un fel o suferință în noi înșine. Putem să-i spunem generic disarmonie, pentru că sună mai bine. Aș vrea să se înțeleagă foarte clar că această karmă nu este o pedeapsă. Nu este vorba despre așa ceva. Este vorba doar despre dorința sufletului. O dorință care vine dintr-o iubire profundă față de armonie și față de divin. Da? Deci este dorința sufletului de a aduce lucrurile la echilibru, la armonie. Pentru că acea matrice divină este perfectă despre care vorbeam. Și noi, de fapt, dorim să ne întoarcem la matrice. Am pornit într-o călătorie de descoperire de sine, ne-am julit, am căzut, ne-am învinețit, ne-am așa mai departe, am dat și mai departe lucrurile astea, dar dorim să ne întoarcem în acea stare primordială de iubire, din care practic nu plecăm niciodată, doar credem că am plecat. Și această credință are la bază tot faptul că ieșim noi prin acțiuni și prin gândire și prin cuvinte din legile armoniei, din echilibru. Ce frumos ai explicat, chiar acum mă gândeam că așa este, noi suntem, mie îmi place să spun că noi suntem iubire, indiferent dacă știm că suntem sau că simțim, da. Că putem să ajungem să nu mai simțim uneori sau să nu știm că suntem, dar noi suntem. Da, atunci ne deconectăm din cauza că ne simțim vinovați. Cel mai adesea vinovăția și rușinea ne deconectează, dar ne deconectează doar la nivelul conștient, nu și supraconștient. Adică noi nu am putea exista dacă nu am rămâne conectați la iubire, pentru că iubirea este baza, este supa în care noi existăm.
n-am putea să existăm fără Biblie, suntem în ea. Dar atunci când ne învinovățim sau ne simțim vinovați, zicem, apare acel program care este foarte dăunător, de altfel, nu merit. Cine stabilește că nu merit? Eu, că am greșit. Dar nu am greșit, am experimentat. Important este să conștientizez, să aduc iertare, să aduc iubire, să aduc vindecare acelei părți din mine sau acelei părți din arborele meu genealogic, pentru ca împreună cu toții să ne reîntoarcem la starea de iubire, la starea de la care am plecat în această călătorie și umană, pentru că mai sunt și altele. Dacă ne referim la karmă, ca fiind, noi putem să semănăm și ceva bun și să luăm totodată ceva bun, să plegem. Da. Aici intervine noțiunea de dharma? Aici intervine noțiunea de dharma. Din ce am primit noi ca și informație de la budiști, este vorba despre karmă și dharma. Da? Dharma este când vii cu ceva pe plus, karma este când vii cu ceva pe minus, ceva ce trebuie echilibrat. Și de multe ori, dacă ești atent și dacă folosești anumite instrumente de autocunoaștere, îți dai seama că dharma vine să te susțină pentru ca tu să-ți echilibrezi karma. Karma. Este fascinant dacă te uiți pe toate instrumentele astea de autocunoaștere, cum ar fi astrologia, numerologia, cheile genelor și multe altele, și plus terapiile, constelații de familie, constelațiile familiare. Eu le iubesc și chiar am fost participant la câteva. Meditația, dar meditația nu neapărat meditația ghidată, cât meditația budistă. Adică să stai în interiorul tău, să ajungi în starea de prezență, de prezent și de conștiință pură. Da? Automat te raportezi diferit și înțelegi lucrurile diferit și fiind în aici, acum, deja te-ai reconectat, deja multe lucruri s-au dat la o parte, pentru că deja tu înțelegi că toate lucrurile astea nu sunt altceva decât niște oglinzi care îți arată sau îți arătau, că la un moment dat nu mai ai nevoie de ele, da? Îți arătau unde ți-ai propus tu la nivel de suflet să reglezi ceva, să echilibrezi, să readuci în armonie. Dacă alegem să ne schimbăm perspectiva cu privire la karmă, așa cum ai spus și tu, să nu o mai vedem ca pe ceva negativ și să o vedem pur și simplu ca pe o experiență care vine să echilibreze. Însă, sunt oameni care aleg să nu vadă asta și să o vadă, știi tu cum, când pățești ceva mai puțin bun, ai tendința să te aperi, să, nu știu, să ai o reacție, să vii cu o emoție și deja nu mai o privești poate la impuls atunci, în primă fază, ca pe o experiență. Cum facem totuși să ne echilibrăm și altfel, să ne vindecăm sau să ne eliberăm poate de această karmă? Sau trebuie să ne eliberăm? Nu știu, cumva sună și ca pe ceva ce trebuie să dăm la o parte și eu una personal nu sunt neapărat de acord, dar te întreb, așa, poate... Eu nu cred în trebuie și inclusiv conceptul de karmă este un concept în cele din urmă. Un dezechilibru se poate manifesta și poate fi conceptualizat în multe alte forme, da? Doar că oamenii, pentru că nu-și asumă responsabilitatea și zic ori karma, ori celălalt, ori am învinovățim de obicei, ne uităm în exteriorul nostru. Și așa cum spuneai tu, în momentul în care ni se întâmplă ceva, primul impuls este să intri în defensivă. Și cred că o facem cu toții, cred că doar cei iluminați nu o mai fac, dar funcție de factorii care te înconjoară în momentul respectiv, mai poți reacționa. Până la urmă faci un pas înapoi și spui, ce din mine a determinat acest efect? Sau ce din ceea ce port eu în câmpul meu auric a creat această realitate? Da?
Și poți să-ți dai seama atunci pe moment și să accepți și zici, ok, mulțumesc, la revedere, mă închin, da, mă înclin, pardon. Sau dacă este ceva mai supărător, poți să te apuci să cauți sau poți să te apuci să meditezi, să te liniștești și să se dea totul la o parte. Deci, încă o dată, eu nu cred că există ceva ce trebuie. Eu cred că există ceea ce simțim noi, să căutăm simțirea, pentru că sufletul nostru știe ce are nevoie și știe unde să ne ducă. Iar intuiția este busola care ne conduce către ceea ce avem noi nevoie, nu către ceea ce trebuie. Da? Sunt oameni care probabil au venit fără pic de karmă și au venit aici cu o misiune, au venit aici să dăruiască. Tocmai pentru că nu mai au niciun pic de dizarmonie în ființa lor, din prea plinul lor au sosit aici să ne aducă și nouă. Deci, nu este ceva ce trebuie. Pur și simplu este nevoie să învățăm să ne ascultăm sufletul. Și barometrul pentru mine personal este bucuria, respectiv neliniștea. Dacă ceva îmi aduce bucurie, dar ceva pe care nu am stat să-l gândesc, că vezi, este și aici, trebuie mare atenție, că mintea minte și te poate duce pe niște cărări, pentru că în momentul în care tu gândești ceva și începi să amplifici acel ceva, se creează o chimie în organismul tău. Și acea chimie poate să fie serotonină, că tu la gândul că uite ce planuri mărețe și uite unde mă duce soarta, ești fericit, da? Dar este chimie. Șoapta sufletului este un pic mai suavă și ai nevoie de un pic de liniște și ai nevoie de un pic de centrare să simți și să discerni cu adevărat. Da, și ea vine pur și simplu. Ce puțin așa. Și ea vine pur și simplu și vine, îți spune și gata. Nu mai face construct mental peste. Ce vine peste este mintea. Ei, și în momentul în care noi dobândim acest discernământ de a ne asculta sufletul, chiar și dacă ne vom duce pe o cale care, să zicem, din punct de vedere uman este neplăcută, o vom accepta cu mai multă ușurință. Pentru că sufletul nostru știm că a avut nevoie de acea experiență ca ceva să echilibreze, da? Dacă, de exemplu, mă conduce într-o relație disfuncțională, eu îmi dau seama imediat că stai puțin că aici este ceva, mă duc și caut cu toate instrumentele pe care le-am la dispoziție, astrologie, numerologie, cheile genelor, medium, și după aia terapie și readuc la echilibru acea situație. Și se întâmplă cel puțin două lucruri sau unul din două. Fie continuăm să avem o relație echilibrată și armonioasă, fie drumurile noastre se despart. Da? Și acest tipar disfuncțional poate să facă parte din karma de neam? Poate să facă parte și din karma de neam, da. Poate ca undeva în neamul nostru cineva să fi creat ceva împotriva sa sau împotriva altora, că să știi că și ceea ce facem împotriva noastră este cărat și este dus mai departe. Da? Nu doar ce facem celorlalți. Adică dacă noi nu ne iubim pe noi, dacă noi, nu știu, poate ne otrăvim sau ne spânzurăm sau... refuzăm ceva împotriva firescului. Da, facem ceva împotriva firescului și a vieții, nu neapărat că ne sinucidem, orice altceva. Lucrul ăla, da, de exemplu, femeile care nu se iubesc, care nu au grijă de ele și se sacrifică, asta predau copiilor lor. Din momentul concepției le transmită copiilor lor că așa este normal. Să nu ai grijă de tine, să nu te iubești și să nu-ți oferi și ție starea de bine. Și asta poate să fie karmă. Și asta poate să fie o karmă, poate să fie o karmă preluată. Poate că mama ta la fel a fost, poate că, cine știe, poate că cineva în familia ta a fost opresat la al 7-lea, 8-lea, al 9-lea, al 11-lea neam. Și el a înțeles, poate că de mic, și el a înțeles că, și de fapt n-a știut, n-a intrat în contact niciodată cu iubirea, ce e aia să fii iubit. Și atunci asta a transmis mai departe. Sunt foarte multe. Cazuistica este extraordinar de mare. Eu lucrez în terapiile 1-la-1 cam de 2 ani de zile. M-a ghidat divinul să lucrez pe karma de neam și karma personală. Și ajung în niște situații
grozave. Dacă nu m-aș lega de ceva din viața asta care corespunde cu ceea ce mi-apare ca fiind adevărat și omul mi-ar confirma că este. Deci dacă nu ar fi asta, aș crede că fabulez. Deci mi se întâmplă să mă întreb, Doamne, dar este posibil, așa este? Deci ce să spun, de la scene de război până la multe, multe. Dar ajuns să lucrez pe karma de neam pornind de la cea personală, nu? Mă gândesc. Altfel, cum ajungem să ne lucrăm karma de neam? Ce om vine la tine să spună, Oana, vreau și să-mi lucrez karma de neam? Sau păi, sunt oameni care cumva primesc această informație ca o karmă de neam sau sunt oameni care vin la mine cu o problemă punctuală existentă în viața lor. Și atunci eu pornesc de la acea problemă punctuală. Și în interacțiune cu sufletul persoanei respective, primesc informațiile mai departe. Uite de unde vine. Și ne ducem, ori pe linie maternă, ori pe linie paternă, depinde. Și mă duc și, de fapt, aștept să-mi vină informația, că nu intru eu în câmpurile oamenilor, ci vine sufletul cu informația spre mine. Asta este felul în care eu lucrez în cea mai mare parte. Și atunci aștept să vină informațiile. Și o luăm treptat. Uite, mama este așa, tata este așa. Și zice persoana, da, eu respir. Ușurată, este foarte delicat. Oricâtă pregătire ai avea și oricâtă încredere ai avea, este foarte delicat că lucrez cu niște aspecte profunde și subtile și marcante totodată. Și atunci merg din aproape în aproape până când ajung la cauză, ce a determinat problema existentă în această viață. Și de multe ori o rezolvăm atunci. În alte situații mai sunt și alte cauze colaterale. Depinde de om, de suflet, de spirit, de curajul pe care l-a avut, de cât de multe și-a luat, că și asta este o altă poveste. Unele suflete și-au ele o karmă de neam pe care vor să o rezolve din vari motive. Deci din vari motive. Acestea sunt sufletele cele mai curajoase, dar și duc mult, mult, mult duc, multe greutăți. Și, spre exemplu, dacă nu lucrăm cu un terapeut, cum am putea să facem asta de singuri, acasă, oriunde am fi? Mă gândesc aici la alegere, că poate să fie un instrument, dacă ești conștient de ce faci și ești într-o stare de prezență, observi, mă gândesc că în viața ta s-a tot repetat un tipar, ei bine, atunci spui stop. Da. Nu știu, zic și eu. Da, da, e foarte bine, da. Și alegi altfel și cumva cred că în felul acesta poți să ieși din această karmă. Da, există și această posibilitate, într-adevăr. Se poate întâmpla și așa, dar ceva, măcar un mic ceva, tot trebuie să faci. Și atunci fie faci o meditație de data aceasta poate ghidată, fie te duci aprinzi niște lumânări, există ritualul ortodox de oferire, da, de pomană, poți să te duci și către asta dacă rezonezi cu asta, fie ce fac eu în mod uzual, aproape zilnic, aprind o lumânare strămoșilor mei și funcție de cum simt, de cum sunt ghidată, spun: ofer această lumină tuturor celor care au nevoie de iertare, tuturor celor care au nevoie de înțelegere, de iubire, de mângâiere, de eliberare. Câteodată spun tuturor strămoșilor mei care au ajuns să ucidă pentru a mânca sau care au ajuns să fure sau, eu știu, numesc diferite lucruri care îmi vin mie atunci pe moment, da? Și las acea lumânare să ardă până când se stinge. Și astfel eu mă conectez cu ei, le ofer de aici, din prezentul meu, o lumină și până la urmă tot mie îmi fac un bine, că poate că cineva reușește să se elibereze și să se vindece în dimensiunile celelalte. Și sigur, dacă o faci din inimă și dacă o faci prezent și conștient, sigur ei primesc asta. Și se întâmplă lucruri, se pot întâmpla chiar miracole. Dar depinde de intensitatea cu care faci lucrurile. Adică este important să-ți pui sufletul acolo și să îți dorești ca acea ființă să se elibereze. Și dintr-o perspectivă non-judecativă, adică nu judecăm pe nimeni, pentru că nu știm de fapt ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat, habar nu avem. Și noi de fapt judecăm doar un aspect, doar o piesă din marele puzzle. Mm-hmm.
Îmi spunea o prietenă dragă cu care obișnuiesc să mai lucrez, psihoterapeut, Gianina Nicolae se numește, înainte să iei vreo decizie sau să judeci, să te evident că facem asta, adică fără să vrem ajungem să facem și asta, dar să stai și să te uiți așa cum ai spus și tu, te uiți după om, știi, să vezi ce se vede în spatele omului, de ce a ajuns el să facă acel lucru. Da, și aici intervine compasiunea. Compasiunea și iertarea sunt două elemente pe care dacă le-am manifestat conștient și profund, ar rezolva foarte mult din karmă. Iertarea de sine și iertarea neamului, că da, putem noi să facem iertarea neamului, făcută în mod consecvent și profund și până, știi, eu am o vorbă, simți că ai atins energia iertării atunci când îți curg lacrimile. Și atunci când se așterne o liniște în interiorul tău. Deci iertarea, iarăși, este un instrument pe care îl are la îndemână oricine. Uneori poate fi greu, știu, dar putem să ne rugăm la Divin să ne ajute să iertăm dacă nu putem. Da? Ne rugăm la Divin, Doamne, te rog, dă-mi puterea de a ierta. Sau, mă rog, fiecare cum se roagă acolo, până când simți că poți și atunci poți. Și se poate elibera, cum spuneam, foarte multe din karmă. Sau, mă rog, din ceea ce am creat noi sau strămoșii noștri disonant. Ce mai fac eu? Seara, de obicei, înainte să mă culc, îmi fac o retrospectivă a zilei. Și dacă cumva nu mi-am dat seama deja în momentul în care am greșit ceva față de cineva, și nu am făcut deja iertare și curățare, fac atunci aseară. Mă uit și zic, ce am făcut eu astăzi? Mă uit în oglindă și zic, ce am făcut eu astăzi? Eu, ființa umană, care este supusă greșelii, nu? Herare umanum est. Și atunci, din lăuntrul meu, din perspectiva ființei divine, mă privesc cu compasiune și pe mine și pe ceilalți. Și încep, și iert, și curăț energia de acolo. Dacă cumva simt că eu nu reușesc, că sunt prea obosit, atunci fac o rugăciune către Divin și zic, Doamne, zic, uite, am greșit, știu, n-ar fi trebuit, dar mi se întâmplă și mie că, uite, partea mea umană pe care o iubesc și o accept așa cum este și o îmbunătățesc, mai a reacționat. Ajută-mă, te rog, să aduc acolo vindecare, iertare, eliberare, să ștergem energia ceea ce eu am generat în câmpurile mele și în câmpurile celeilalte persoane. Este atât de simplu, atât de simplu este. Și atunci ne asigurăm că nu mai lăsăm niște urme, niște dâre pe nisip, ci lăsăm niște pași frumoși. Pe nisipul vieții noastre, desigur, și pe al urmașilor noștri. Așa este. Și schimbarea modului de a gândi, iarăși, cred eu că este foarte important. În primul rând. În primul rând. Să o schimbăm pentru a ieși din... Să nu mai privim, uite, cum ai zis la început, karma, că e neapărat ceva negativ, ci să o privești ca pe o experiență. Da. Și iată cum s-a schimbat. Exact. Aș putea să recomand o carte care mie mi-a schimbat perspectiva și m-a scos din starea de victimă în jurul vârstei de 22-23 de ani. Pot să o spun? Sigur că da. Se cheamă Puterea extraordinară a subconștientului tău și este scrisă de Joseph Murphy. Este o carte care mie mi-a schimbat total perspectiva și m-a împuternicit. Pentru că în cele din urmă, de fapt, este vorba despre faptul că noi nu suntem victime. Noi nu suntem victime ale destinului, noi nu suntem victime ale lucrurilor care s-au întâmplat înaintea noastră, ci suntem ființe puternice care putem să schimbăm lucrurile. Chiar putem să le schimbăm pentru noi și pentru urmașii noștri. Îți mulțumim foarte mult pentru prezența ta. Iată că a trecut o oră. A trecut deja? Wow! Îți mulțumesc și te mai așteptăm pe la noi. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru oportunitatea de a fi aici și de a împărtăși împreună. Mulțumesc! Vă mulțumesc și vouă pentru atenție. Mulțumesc, Zonia, pentru vestimentație. Vă mulțumesc încă o dată!